tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi este duminică și am venit la Eden Project. Este un loc pe care de foarte mult timp am vrut să-l vizitez și numai bine weekendul acesta am rămas în Cornwall și am zis să mergem să vizităm. Este o grădină imensă. Din câte îmi aduc aminte, a fost construită în anul 2001 și de atunci este foarte recunoscută. Foarte multe persoane vin aici ca să viziteze această grădină. Pe internet spunea că această grădină se întinde pe 30 de acri. Abia aștept să mergem și să vizităm. Văd că aici în parcare au și magnolie, totul este foarte curat și bine îngrijit. Nu știu dacă am luat-o pe unde trebuie. De fapt, da, Timotei este în față și cred că citește semnele să vadă pe unde trebuie să mergem. Și da, vremea astăzi este superbă. Nu a plouat, dar oricum noi să fim înăuntru pentru că această grădină este și acoperită. Știu că turul acestei grădini se poate face în 4 ore, deci este foarte mare. Aici l-avem și pe Timotei. El citește semnele ca să fim siguri că o luăm pe drumul care trebuie. Un pic din istoria proiectului, cum a fost realizat. Și aici este intrarea. Am fost la intrare și am arătat biletele și ne-au dat această hartă. Iar acum ieșim afară. Wow, ce frumos! Se vede absolut superb. Wow, cât de mari sunt aceste... Nici nu știu cum se cheamă, domuri? Wow, superb! After we've been down the hut and do, we can do these games and if we get a stamp for each of the games we've done. Dar ce colorate sunt toate! Sunt speriat! Uite dacă ce craft are în general! Da, sunt câteva, nu? Aici e o cascadă. Asta s-auzea așa tare. Asta e bambus. Interesant, nu? Să țin după noi astea. Păi, blejilor, n-avem de mâncare. Vezi că vine altă platină. Scumpeles. Acum intrăm în partea asta de sat. Da, da. Unde s-a iat casa?
Și asta? Acacia. Acacia. Uite, acolo e un pod suspendat. Mergi și pe acolo. Crezi că te mergi pe acolo? Da, da. Ah, interesant. E foarte interesant să mișcă în timp ce mergi. Nu mai suspendat. Fie dacă ce copaci înalți, nu? Vezi? Seamănă ce-i drept. A, uite cum au adus plantele aici, știi? Da. Ia să vedem aici cum arată un magazin în Africa de Vest. Asta e mango. Country onion. Fii atent ce mic e, vei? Asta e un fel de chickpeas, nu? Nu uite. Da. Probabil cacao? Da, da. Ah, nu, dar Miracle Berry. Dar nu are niciun berry. Pentru cine? De diabetici și oameni grași. Da? Da. Ia uite. Vezi ce cald e aici sus? Și înalță scopajul ăsta, nu? Mm-hmm. Cum? Oare cât e ziua? Vreo 30. Mm-hmm. Chiar mai mult. Mm-hmm. Vrei să mergi? Se mișcă, nu? Da, ce... Ce tare se mișcă, nu? Afectat copacii de cacao. Mm. De aici vine, da, vine un vânt de aici, nu? Ce interesant. Dar de unde vine vântul ăsta, de la apă?
Apa cred că creează vântul ăsta. Interesant, nu? Interesant. Am ajuns în Costa Rica. Uite că aici, vezi? Da. Vrei să mergem până sus? Mergem într-un concediu în Costa Rica. Să mergi. Ce? Mergi până sus acolo? Merge, da. Dar ce sus e, nu? Acolo cred că e foarte cald. Cum? Mhm. Hai, e mult mai mare înăuntru decât pare, nu? De afară. Ne s-a așteptat la coadă. Da? Nu neapărat, nu? Hai să vedem. Uite acolo am un pic. Dar cum s-au gândit ei să facă așa, un fel de dom? Că e foarte interesant. Păi e nevoie ca să mențină căldura și umiditatea. Hai să mergem. Nu stăm la rând, nu? Nu, da, pare cam mare rândul. Da. De acolo cât e o crescută, cât o fac acolo? Alea cred că galbeni sunt copii deja. Da, posibil. Mă bun. Bine, de făcut o lasă, nu? Da. Papaya, nu? Mhm. Uh-huh. De la exterior. Seamănă, dar... Să spun că e mult mai tare. Da, mai tare. Acum oil palm. Oil palm. Faci ulei din asta? Use for furniture, pentru mobilă. Ah. Poți să faci ulei. Da? Da. Îți faci din interesul ăla așa cu... E ratan palmă este. Din asta se face... Coșuri, da. Cred că da. Dar ce sfârșit e săracul. Dar de ce asta rol? Nu știu. Mă gândeam că e galben. Sau verde. Verde trebuie să fie. Da. Mai întâi faci o floare și după aia crește fructul, dar vezi că... Eu nu mă gândeam că e din cactus. Mă gândeam că e din alt copac. Interesant. Asta trebuie să arate.
Și când sunt maro, sunt coapte. No, it just has to be vanilla. Spice boat. Așa erau sărate înainte, nu? Cred că da. Uite, cardamom. Vanilie. Ginger. Foarte interesant. Dar și un lafă. Și cred că am terminat, nu, partea asta. Mai avem unul. Hai să mergem, nu? America de Sud, partea tropicală, Hawaii, Africa de Vest și Asia de Sud. Foarte fain. Uh-huh. Acum să mergem în Mediterania. Mediteranean, nu? Suntem în biomul mediteranean, nu? Da. Toată partea asta din Mediteranean. Africa de Sud, sudul Australiei, sud-vestul Australiei și Chile. Vezi, cu roșu se cheamă Mediterranean type. Da. Ce interesant, nu? California. Dar ce interesant, nu știam. Uh-huh. Uite, și în Sud-Africa. Uh-huh. E foarte frumoasă partea asta de aici. Știi că este un drum care se cheamă Garden Route? Și e foarte fain de vizitat. Bună cafeaua, nu? Ce interesant, nu? Da. Dar nu zice parcă pe... Miroase a pizza. Miroase bine. Aici trebuia să fim mâncat noi. Hai, mediteranean, măi. Da, hai să stăm aici, oleacă. Dar ce fain e, nu? Da, stilul nostru. Ăsta e stilul meu cel mai. Nu ai cum să nu-ți placă, știi? Uite cât măslin! Ce copacul ăsta așa gros? Tot măslin? Da. Sunt mai multe tipuri de măslin. Ancient. Ce fain, zice că dacă copacul ar putea spune, dacă ar putea vorbi, ar spune foarte multe măslini, nu? Unde scrie? If trees could talk, imagine the tales this olive could tell. Uh-huh. Are între 600 și 1500 de ani vechime copacul ăsta. Asta e imens. Olive tree. Vreau și-o una acasă. Uite, a făcut... Măslini mici. Uite și aici cu floare. Uite aici floarea. Ai, ce frumos! Vreau să-mi cumpăr și una acasă. Mai că e foarte scump. Știi ce scump sunt? Da.
Dar nu cred că trebuie să luăm aclimatizat pentru România. Aici. Pentru copii? Da. Întrebări pentru copii. Păi stai mai, nu stăm să bem cafea. Da, fac mai retras, fac o gălăgine. Mhm. Îi faci masaj acum? Andreas, nu vrei și tu? Un masaj? Hai că îți luăm. Da, da, sigur. Hai că îți facem. Te filmez? Nu. Te filmez cum te doare. Dar tu ai nevoie. Hai că facem. Dar îmi place mai mult, mult mai mult secțiunea asta. Da. E mai așa, mai risită. Da, da, da. Cu mai multă lumină. Cum arată plantele de aloe vera, florite. Astea sunt flori de aloe vera. N-am mai văzut. Nici thank you so much. Thank you. You did a great job. Ia zi mai cum te simți. Relaxant a fost. Cred că ăsta e cel mai bun loc în care să-mi fac masajul. Așa, da. Aerul ăsta, păsări. Dar cum te simți la spate? Mă simt foarte bine. Da? Mă simt că mi-a dat drumul aici la ceva și mă durea în timp ce îmi făcea. Dar doar în anumite puncte și simțeam așa că știi, da, era da. Aer, știi? Da, se creează nodul de... Da. Interesant, mi-a plăcut foarte mult. Da? Chiar mă bucur să o fac un. Hai, da. Și acolo când te pune pe scaun, nu vrea să lavandă și te relaxează așa instant. Foarte frumos. Oh. Hai să mă simt un om nou. Așa, și mi-a făcut până zor, știi că eu am aici dureri la da, spate. Da. A, deci s-a făcut-o spatele, nu? Da, da, da. Și mi-a spus să fac mai des, pentru că am... mușchi foarte tari și pe coloană, știi, sunt strânși. Așa auziți? Da. Ah. Îi face mai des. Îmi îngur și ori ochi, a venit cu ochi. Asta e tot aloe vera. Da, dar asta e diferit, e? Mhm. Cu niște copaci. Aici este o grădină foarte frumoasă.
Wow, ce frumoase sunt florile astea, nu? Și asta cred că este tot hibiscus. Foarte fain. Și am terminat și zona aceasta de mediteraneană. Ne-am oprit și am luat și o înghețată. Cu ce era asta? Cu coconut, cu baobab și ananas. Da? Da. Să o încercăm să vedem dacă este bună. Ia uite ce pălării interesant. Stă bine. Foarte interesant. Instrumente muzicale. Ce interesant este, nu? Uite și astea. Da. Ia la copil așa ceva. Cred că o să cumpăr la cineva cadou de familie. Să-i nebunești de cap. Să luăm asta, nu? Mm-hmm. Ce frumos miros!
Nu prea simt eu nimica. Nu? Păi miros foarte puternic. 50 de lire. Mirosul pe ăsta, pe ăsta, dacă nici pe ăsta nu miroși. Da, miroase frumos. Uite că primarie asta. Ce e? Lămâie? Lămâie. Băi! Mi-aș lua și mi-aș pun din grădina acolo la noi acasă, în Burton. Ce zici? Moare. Nu moare, e făcut să trăiască grădina noastră în Anglia. Trebuie să... Luăm în România de aia mare. Nu vrei. Nu vrei să plantezi niște legume? Ba, da, mă gândeam. Mă gândeam să-i cumpăr un sofie de ziua ei. Eu zis că vrea să planteze niște flori, știi? Ieri am editat vlogul acesta cu Eden Project, grădina proiectul la care am mers și mi-am dat seama că nu am făcut și eu închiderea videoului pentru că m-am gândit să vă dau așa un pic de feedback pentru că au trecut câteva săptămâni de când am fost la acel proiect și vreau să vă dau mai multe detalii, dacă s-a meritat, dacă ne-a plăcut acolo și cam câte ore am petrecut în grădină. O să încep cu niște detalii așa mai... zic generale. O să inserez și aici o poză cu harta Angliei și o să vedeți exact unde se află această grădină. Se află în Cornwall, cel mai sud-vestic punct, să zic așa, din Anglia, dar o să vedeți aici pe hartă. Pentru cei care nu sunteți familiari cu Anglia și cu harta Angliei, iar pentru cei care locuiți în Anglia, probabil ați mai fost în această zonă. Iar pentru că noi suntem în Cornwall, după cum știți, era de foarte mult timp pe lista mea această grădină. Cred că am și zis într-un video, am răspuns la un Q&A cu întrebări și răspunsuri și am zis că această locație este pe lista mea și chiar voiam să merg și cred că este cel mai bine de mers în primăvară, toamnă și cred că și iarna, nu știu exact cum este deschisă, dar vara este prea cald, iar primăvara târziu cred că este iar prea cald acolo, pentru că acest proiect este cumva închis în formă de dom și înăuntru este foarte cald. Noi am fost și cred că erau cam 12 grade afară, iar înăuntru era foarte cald, cel puțin în zona tropicală, pentru că sunt mai multe zone. Și să vă spun biletul cât a costat. Pentru adulți este 38 de lire. Eu am luat două bilete pentru că am fost și cu Timotei. Văd că pentru copii între 5 și 16 ani 112 lire. Pentru studenți văd că sunt reduceri și costă 32 de lire, iar pentru copiii sub 5 ani este gratis, ceea ce mi se pare o idee super. A, încă un lucru, acest bilet se poate folosi un an întreg. Mie mi se pare un pic cam scump acest bilet, dar pentru că mă pot duce de mai multe ori, mă gândesc că merită banii. Probabil dacă nu sunteți din zonă, nu știu dacă s-ar merita, dar oricum, per total, este, din punctul meu de vedere, un loc pe care trebuie să-l vizitați, este foarte frumos, atât înăuntru cât și afară. Când am fost noi, grădinile de afară nu erau înflorite încă, dar am văzut poze și sunt absolut superbe, așa că pentru mine a fost o experiență foarte frumoasă. Trebuie să vă luați cam 3-4 ore să vizitați. Să vă spun așa câteva lucruri care mie personal mi-au plăcut. Mi-au plăcut că sunt foarte multe indicatoare, adică nu te pierzi și la intrare ți se dă o hartă ca să vezi exact cât de mare este grădina și locurile pe care le poți vizita. Noi am luat-o exact în ordinea care era pe hartă, am mers de la locația 1 până la ultima locație, iar înainte să intrăm în acele grădini am fost amâncat, au mâncare foarte bună acolo, am fost impresionată, dar după aceea ne-am încumetat și am fost prin grădini. Grădina tropicală, am văzut foarte multe plante, foarte mulți copaci pe care nu-i văzut până atunci. Vă spun că este o experiență foarte, foarte faină. Am fost și pe un pod suspendat,
Mie mi-era un pic frică pentru că era destul de înalt, era chiar foarte sus poziționat. Am văzut și cascadă, deci da, mie mi-a plăcut foarte mult. Iar dacă ar fi să aleg o zonă preferată, ar fi zona de mediteraneană. Zona aceea era superbă, era așa aerisită și îmi plăceau foarte mult măslinii. Cred că acesta este unul din visele mele, să am un măslin și planific. Plănuiesc eu așa să-mi cumpăr un măslin cât de curând. Și da, ce am mai făcut? Am băut cafea, cafeaua la fel foarte bună, chiar recomand și cafeaua acolo. Iar dacă aveți copilași, cred că o să fie o plăcere să mergeți cu ei în acest loc, pentru că au foarte multe locuri din acestea cu activități pentru copii. Am văzut că aveau și tiroliană, dar nu ne-am încumetat acolo pentru că era și foarte frig. Dar da, cam acesta a fost vlogul cu Eden Project. Sper că v-a plăcut și ne vedem în vlogul următor. Pa!